Nu uitați să conferiți o atenție sporită și securității dumneavoastră. Astăzi este o zi importantă pentru cei din cadrul Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova, iar noi avem deosebită plăcere să discutăm în această dimineață cu directorul instituției, Alexandru Musteață. Bună dimineața, domnule Musteață, și mulțumim tare frumos pentru că ați acceptat invitația. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Eu aș vrea să începem prin a defini, de fapt, misiunea Serviciului de Informații și Securitate, pentru că oarecum multă lume știe de aceste trei litere magice, SIS, dar puțină lume înțelege ce reprezintă de fapt. E de fapt foarte simplu. Deci instituția noastră este în serviciul cetățeanului, care și în activitatea sa colectează foarte multă informație în scopul de a preveni anumite riscuri și vulnerabilități la adresa securității țării noastre. Deci serviciul în slujba cetățeanului lucrează cu foarte multe informații în scop de a asigura securitatea țării. SIS a fost înființat în anul 1991, bine, sub o altă denumire care... Ministerul Securității Naționale. Așa. Cât de mult s-a schimbat activitatea instituției în această perioadă? Dumneavoastră nu sunteți de tare mult timp în această funcție, dar totuși cu siguranță ați reușit să studiați, să analizați, să faceți și o listă de obiective pe care vreți să le instituiți. Da. Instituția a progresat odată cu Republica Moldova. Deci, creată atunci când s-a creat și țara și împreună cu ea s-a dezvoltat. În primul rând, în construcția unor instrumente democratice. Da, noi suntem un serviciu care s-a construit pe o moștenire mai veche, o moștenire mai puțin democratică. Și odată cu construcția statului s-a construit și instituția noastră. Deci, avem un parcurs de la o instituție, o moștenire un pic totalitară, un pic cam mai mult, spre o instituție care este în serviciu cetățeanului, care se orientează spre obiectivele stabilite de către cetățeni prin tot instrumentul de Parlament, Guvern și alte instituții cu funcții delegate. De asemenea, s-au schimbat foarte mult modurile de acțiune. Ori acum există un cadru legislativ bine, care iarăși s-a dezvoltat pe parcurs, s-a adaptat, cadrul legislativ care guvernează activitatea noastră. S-au schimbat și obiectivele, spre ce ne orientăm noi activitatea noastră, iar după 24 februarie, desigur că au fost reevaluate toate. Pentru că, în primul rând, s-au accentuat toate vulnerabilitățile care nu sunt noi, care există de 30 de ani, dar totodată am revizuit toate riscurile. Pentru că acum, ceea ce cândva părea pentru toți o teorie, o chestie rămasă în secolul 20 sau 19, astăzi se întâmplă la câteva sute de kilometri. Un război convențional. Da, chiar vroiam să vă întreb cât de mult s-a schimbat activitatea Serviciului de Informații și Securitate începând cu data de 24 februarie în contextul securității Republicii Moldova și cât de importantă este activarea acestei instituții în situația respectivă. SIS a activat mereu, doar că după 24 februarie un pic cu mai mult prezență în teren, cu un alt grafic de lucru, desigur că nu ne orientăm de la 8 la 5. Deci ofițerii serviciului sunt mereu în teren, sunt mereu în mijlocul evenimentelor, colectând informații, date, încercând să anticipăm anumite riscuri, anumite scenarii care ar putea duce la destabilizări sociale în Republica noastră și să le prevenim prin a informa factorii de decizie și alte organe competente. Am observat că, de fapt, actualmente echipa SIS-ului este una foarte tânără, ambițioasă, cu viziuni noi, cu perspective foarte frumoase. Ce motivează oamenii să se implice în astfel de structuri? Pentru că e un domeniu complicat. E un domeniu care necesită diligență, responsabilitate, un alt soi de comportament social. Într-adevăr, echipa este tânără și mă bucur că am găsit o echipă, deci s-au schimbat câteva generații de ultimii 31 de ani, că atât sărbătorim, 31 de ani de la fundarea serviciului. Tinerii sunt mereu motivați de perspectiva care le oferă serviciul. Deci se oferă o perspectivă de carieră de ofițer. Ori asta e un statut social important și am pus mereu accent în discuția cu colegii că statutul de ofițer pe care îl cunoaște societatea și pe care vrem să-l întărim, să fie o funcție respectată, totodată este un job foarte interesant. Deci toată activitatea care o fac ofițerii implică foarte multă muncă intelectuală și identificarea unor soluții atipice, unor soluții mult mai creative. Și de aceea asta e o provocare pentru cei care decid să se alăture echipei noastre. Spuneați dumneavoastră acum că tendința spre acest statut de ofițer este una cunoscută, dar nu toată lumea știe. Ce presupune de fapt acest statut de ofițer?
Statutul de ofițer impune un anumit comportament moral în societate, un anumit devotament față de unele responsabilități care le avem față de societate. Ori ofițerul își dedică activitatea sa, viața sa, în servirea societății din care face parte și el, în care este și familia sa extinsă sau mai îngustă, dar el își dedică activitatea pentru a proteja pe cei care sunt apropiați lui. Deci este o dedicație, în primul rând, un devotament față de societate, față de țară. Există un comportament moral și am pus accent pe asta și am spus colegilor că comportamente care ies din anumite limite nu vor fi tolerate. O integritate profesională și personală la cel mai înalt nivel. Foarte frumos și ambițios. Într-adevăr, eu aș vrea totuși să înțelegem și noi și cei de acasă care sunt situațiile în care intervine SIS-ul. Pentru că am avut conflictul din Ucraina, care a început pe data de 24 februarie. Am avut foarte multe știri despre alerte cu bombe. Am avut atacurile cibernetice. Când se implică SIS-ul și cum se derulează astfel lucrurile? Deci, serviciul se implică, în primul rând, la prevenirea unor astfel de situații. Deci, asta e scopul nostru, noi să știm din timp și să prevenim astfel de scenarii care ar putea să se manifeste. Atunci când identificăm o informație, că se întâmplă deja o infracțiune sau ea s-a realizat, iar noi suntem deja în teren, cunoaștem un set de informații, atunci noi lucrăm împreună cu Procuratura și alte instituții de drept în scopul investigării acestor cauze. Aceleași alerte false cu bombe, noi am fost acolo din prima clipă în a investiga cine le face, cine stă în spate și tot acum împreună cu poliția lucrăm și la modul de reacție. Cum noi putem, noi ca țară și ca instituție împreună, cum putem fi mai eficienți în a identifica autorii, dar și în a nu scădea vigilența. Deci a face verificările, dar fără a deranja prea mult cetățenii. Așa că, sigur, fel și cu atacurile cibernetice. Cu siguranță există și niște dialoguri eficiente, parteneriate durabile cu omologii din alte țări, de la care preluăm acele bune practice. Știu că astăzi este o zi importantă pentru instituția pe care o gestionați dumneavoastră. Se vor desfășura anumite acțiuni dedicate celor 31 de ani de activitate SIS? Avem o ceremonie oficială cu prezența doamnei președinte, așa cum se practică în fiecare an, iar restul activităților și ceremoniilor sunt într-un format închis, așa, având în vedere protecția identității ofițerilor și alte aspecte de securitate a serviciului. Și pe final aș vrea tare mult să veniți și cu un cuvânt de felicitare pentru cei care sunt în cadrul Serviciului de Informații și Securitate. Sunt dornici să primească, nu știu, mesaje de încurajare, mesaje de mulțumire, recunoștință. Deci, colegii mei, cu siguranță își doresc să știe că cetățeanul are încredere în activitatea serviciului, în activitatea ofițerilor. Eu îmi doresc foarte mult ca noi să creștem această încredere între instituție și cetățean, astfel încât Serviciul de Informații și Securitate să se asocieze cu încredere, cu siguranță și cu un confort moral din partea cetățeanilor, că instituția asta într-adevăr lucrează pentru ei și nu în alte scopuri. Și pentru asta voi depune foarte mult efort. Noi vă mulțumim din toată inima că ați reușit să veniți astăzi având un program full pentru data de 9 septembrie. Vă mai așteptăm cu mare drag. Mult succes și spor în tot ceea ce faceți. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Voi mai veni cu mare drag la noastră.